Oameni buni, chiar dacă acum purtăm barbă tunsă la barbershop și ne epilăm pe piept, mă rog, unii încă, eu n-am ajuns acolo, avem tunsori complicate și ne îmbrăcăm după tot felul de tendințe și mode. În fine, odată, nu de mult, dacă e să comparăm cu istoria planetei, adică acum câteva sute de mii de ani, aveam coadă, purtam părul așa cum creștea el și mâncam direct din copac. Deci, tot un fel de hipster. Una peste alta, evoluția și-a pus amprenta peste oameni mai mult decât peste orice altă formă de viață dezvoltată pe această planetă. În primul rând, datorită faptului că prin inteligență și prin nevoia de evoluție, omul a modificat mediul în jurul său și atunci când n-a mai putut să o facă, a renunțat la lucrurile care erau inutile, ca de exemplu coada. Deși, ca să fiu sincer, cred că unii încă o mai au ascunsă în blugii pe care au uitat să-i plătească la outlet. Sau, în fine, și-a dezvoltat abilități și simțuri noi, ca de exemplu, bunul simț. Da, dacă acum câteva mii sau sute de mii de ani arătam diferit și ne comportam diferit, în clipul de azi eu mi-am propus să fiu un fel de Nostradamus, bine, cu mai puțin păr în cap și un pic mai gras, și să ne gândim împreună un pic oare cum o să arate oamenii peste vreo mie de ani. Asta dacă nu nebunește vreun dement din ăla de are bombe atomice în curte și se apucă de pârlește tot în calea lui, cam cum s-a dirit Daenerys Targaryen la sfârșitul lui Game of Thrones. Sorry de spoiler, acum am terminat și o să mă uit. Până una alta, asigurați-vă că sunteți abonați la canal și că este activat clopoțelul de notificări și haideți să dăm drumul. Deci, în preistoria lui, omul trebuia să supraviețuiască în sălbăticie. Știm că se adăpostea prin peșteri, știm că vâna și avea mai mult păr pe corp, așa ca un fel de blană, fiindcă nu avea încălzire în pardoseală în peșteră. Ulterior s-a acoperit cu piei de animale și a construit case și le-a încălzit. După ce n-a mai avut nevoie de atâta păr, încet, încet corpul uman s-a adaptat și n-a mai considerat necesar să hrănească atâția folicul de păr, care evident nu-i mai folosea, și a scăpat de ei. Evoluția totuși ne-a lăsat folicul de păr doar la nivelul capului, motiv pentru care încă mai avem barbă și păr în cap. Mă rog, unii mai au păr în cap. Fiindcă această extremitate a corpului a trebuit continuu protejată și era dificil să o înfășori în blană. Bine, aceeași natură ne-a mai lăsat păr și în alte zone, probabil ca să facă un mișto așa cosmic, menținerea părului în zonele alea, să zicem, analfabete, că nici nu gândesc foarte mult, sincer, îmi scapă, revenind. Acum arătăm așa cum știm, na, și există o varietate destul de mare în funcție de regiunile unde trăiesc, însă oamenii sunt cam similari ca aspect, nu? Dar fiindcă noi nu o să apucăm niciodată în viața noastră să vedem ceva notabil, asta nu înseamnă că evoluția s-a oprit aici. Cel mai probabil suntem și noi o verigă a evoluției și nu putem concepe că am fi putut avea coadă sau mai știu eu ce altceva. Dacă ne uităm la doar câțiva ani în urmă, bine, câțiva vreo 100 de ani, o să observăm că lucrurile s-au schimbat. Oamenii sunt un pic mai înalți, de exemplu. Încercați să intrați în locuințele conservate din secolul al XVII sau al XVIII și o să fiți surprinși cât de scunde erau. Bineînțeles, era și un considerent economic aici, cel al păstrării căldurii, dar chiar și așa, dacă nu erai vreun rege sau vreun prinț sau vreun nobil și casa ta nu era vreun castel, cel mai probabil stăteai într-o locuință scundă și erai ok cu asta. Ok, și totuși o să mai creștem? Probabil că da. Un studiu publicat în 2016 a arătat că în ultimii 100 de ani populația globului a crescut în înălțime în funcție de calitatea hranei și a condițiilor de viață. Astfel, populația europeană, americană, dar și cea asiatică a câștigat în înălțime, iar aia care locuiesc în zonele subsahariene au stagnat. Spre exemplu, bărbații abia ating 160 de cm, iar femeile abia ating 150 de cm în Guatemala. În ceea ce privește continentul american, populația a devenit mai înaltă cei drept în ultima 100 de ani, însă cu un secol în urmă, americanii erau pe locul 3 ca înălțime, cu o medie de 171 de cm, pe când acum sunt pe locul 37 cu o medie de 177. Acum, de ce sunt importante cifrele astea și de ce le-am ținut eu minte? E bine, pentru că există o creștere de la 171 la 177, dar americanii au pierdut locul 3 și au coborât pe 37 în clasamentul mondial, fiindcă alții din alte zone au crescut mai mult. Țineți minte că vorbeam despre nivelul de trai? E bine, îmbunătățirea acestuia a determinat ca populația din alte zone să câștige centimetri mai rapid decât americanii care erau deja la un standard de viață ridicat, iar progresele lor n-au mai avut așa un impact mare ca, de exemplu, în celelalte regiuni.
Astăzi, calitatea vieții noastre este din ce în ce mai mare. Ne folosim de tot felul de tehnologii ca să ne ușurăm munca și condițiile de viață. Totul s-a îmbunătățit față de acum 100 de ani, teoretic, dar și practic. În fine, e absolut logic să presupunem că acest fapt o să influențeze în continuare înălțimea noastră medie și oamenii or să fie, în consecință, mai înalți. Adică stră nepoții voștri or să aibă tot felul de glume când se vor uita la pozele și filmele din telefoanele voastre păstrate ca amintiri din, eu știu, perioada vintage. Tot în viitor vă garantez, oamenii o să fie mai obezi. Ce să mai învârtim atât științific? O să fie mai graș, frate. E foarte simplu să proiectăm în viitor. În 2014, prestigioasa revistă medicală The Lancet a publicat un studiu care arăta că între 1980 și 2013, procentul mondial al populației obeze a crescut de la 29% la 37%, adică cu 8% în 33 de ani. Adică, peste vreo 100 de ani o să fie cu 25 mai mulți obezi în lume decât sunt astăzi. Adică, jumătate din populația globului va suferi de obezitate. Cei mai rău, scriu cercetătorii ăștia din Seattle, e că nu există niciun fel de acțiune serioasă implementată la nivel național în nicio țară din lume care să combată în mod eficient obezitatea. Absolut nimic. În schimb, frate, reclame, îndemnuri la consuma mai mult, dacă se poate mai mult fast food, cu nemiluita, mezelurile, dulciurile și produsele de patiserie, fie ele dulci sau sărate, contribuie rapid la instalarea obezității și, credeți-mă din experiență proprie, fiecare kilogram pe care îl câștigi se pierde cu mult efort, frustrare și dezamăgiri. Bun, deci și mai înalți, dar și mai grași. Am și o veste bună. Degetele noastre or să fie mai lungi. Bine, nu din cauza că fac ăștia ecrane la telefoane din ce în ce mai mari, deși posibil să fie și din cauza asta. Dar cel mai probabil oamenii vor avea degete mai lungi, deoarece vor face din ce în ce mai multă muncă de finețe, de precizie. Și acest fapt o să necesite instrumente mai fine. Adică degetele, care probabil o să-și piardă din masa musculară, fiindcă forța nu o să mai fie atât de necesară, o să se alungească pentru a fi mai precise. Bine, eu am văzut deja oameni așa evoluați și nu vă mint. Alaltă e serios, o tipă era în fața mea la bancomat, avea niște degete de minim jumătate de metru, frate. Bine, 80% din degete erau niște unghii roșii cu care zgâria ecranul bancomatului, exact ca extraterestrul ăla din filmul Alien. După cum spuneam, evoluția se întâmplă acum. Cum o să mai fim în viitor? Semnificativ mai deștepți. Nu mai este nicio surpriză pentru nimeni că posibilitatea de a ne unifica într-un fel cu mașinile este foarte mare. Și când spun foarte mare, spun că este deja aici. Deja oamenii beneficiază de un ajutor semnificativ din partea inteligenței artificiale. Cel mai simplu exemplu la care îmi vine acum în cap sunt pacemakerele sau mai pe românește stimulatoarele cardiace. Alea care monitorizează bătăile inimii și dacă acestea încetinesc, preiau controlul și ajută inima. Ca un detaliu super morbid pe care simt eu nevoia să vi-l împărtășesc aici, este că chiar și după moartea bolnavului, stimulatorul continuă să descarce impulsuri electrice în mușchiul inimii, însă, din păcate, în zadar. Dar, interesant, oamenii se vor contopi cu mașinile. Dar nu despre pacemaker voiam să vă vorbesc, ci despre faptul că există o șansă foarte, foarte mare. Iar cercetătorii chiar estimează anul 2030 ca cel mai posibil an în care vom putea efectiv să ne downloadăm memoria, gândurile, ideile, visele noastre într-un calculator. Așadar, teoretic, să fim în stare să transferăm conștiința noastră și să existăm veșnic. Eventual să ne alegem și un alt corp de la magazin, mă rog, de firmă sau după buget, să ne continuăm viața. Am senzația că a fost un film cu Bruce Willis pe tema asta, dar sincer nu mai amintesc cum se cheamă. Dacă vă amintiți voi, vă rog, scrieți-mi rubrica de comentarii, astfel o să ajutați un om bătrân și senil. Deci, dacă cumva se întâmplă chestia asta, în primul rând, după ce mă înmormântez creștin ortodox, așa cum se cuvine, mă duc și îmi cumpăr un corp din ăla striat tot cu pătrățele, cu brand, frate, și merg mai eu pe stradă. Că vreau să experimentez și eu odată în viață cum e să porți ceva mulat, fiindcă ai vrut asta, nu că pentru că ți-e prea mic. Și dacă e tot mulat, să nu-ți fie mega rușine. Nu o să mai fim atât de bolnavi, însă cu siguranță vom avea multe alergii. Din ce în ce mai mult se studiază genetic modul ăsta în care o să devenim mai competenți din punct de vedere imunitar. Tocmai fiindcă vom reuși să ne apărăm mai bine de virusuri și bacterii, în plus, aceste progrese din domeniul vaccinării și tratamentele imunologice vor fi mai țintite, cu siguranță că o să ajute la eradicarea multor boli care, deși
astăzi sunt tratabile, o să dispară sau o să fie foarte, foarte rare. Iar noi vom fi mult mai puternici. Un sistem imunitar din ce în ce mai competent are și o parte întunecată, aceea că o să fie foarte susceptibil și foarte sensibil la alergenii din jur și posibil să se comporte fix ca o alarmă din aia super performantă, făcută să țină la distanță orice hoț, însă e declanșată cu ușurință de o pisică care trece sau o albină rătăcită. Ce vreau să spun e că există posibilitatea ca sistemul nostru imunitar pur și simplu să se, nu știu, plictisească, adică dacă vreți, nu știu cum să explic altfel, adică multe din bolile infecțioase pe care noi azi le contactăm să nu mai fie un pericol. E greu de speculat ce o să se întâmple cu imunitatea oamenilor, care e probabil singura componentă a organismului datorită căreia suntem astăzi în viață și care s-a dezvoltat continuu pentru a servi supraviețuirii. Ori o să se pensioneze în viitor, ori o să se va plictisi sau va face prostii. În ambele cazuri, sigur, vom fi foarte diferiți din punctul ăsta de vedere. Sigur, dar sigur ne vom contopi cu mașinile, revin, adică cu roboții și o să avem piese de schimb, din ce în ce mai multe. Însă vom fi în stare să ne reparăm singuri. Există, nu știu, multe linii de cercetare în domeniul biologiei celulare, însă de departe cea mai interesantă cercetare este legată de celulele manipulate genetic să funcționeze mai bine și mai mult timp. Uite, Juan Enriquez, un scriitor, academician, futurist și businessman de succes, spunea într-un discurs TED pe care am să-l pun în descriere că viața pe Marte o să fie cam nasoală dacă nu băgăm niște celule din astea manipulate genetic. Și are dreptate, celulele viitorului probabil că trebuie să fie în stare să se repare singure, să reziste radiațiilor și nu să mai dea rateuri transmițând urmașilor pur și simplu un ADN pur și fără defecte genetice. În plus, există în testare inclusiv ideea nanoboților, adică niște roboți mici, 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 care poate să meargă prin circuitul tău sanguin, alături de celulele tale de sânge și a căror rol să fie de a repara orice defecțiune ce apare în corpul uman înainte ca ea să producă simptome. Adică eu aș putea suferi un infarct sau un accident vascular în următoarele secunde. Aș cădea și aș muri pe loc, datorită unor condiții preexistente, a unei boli sau, nu știu, a ceva de care n-am știut sau nu s-a manifestat. Bine, dacă se întâmplă asta, voi nu o să mai vedeți materialul ăsta, fiindcă nevastă nu știe să editeze. Și mă îndoiesc că asta ar fi singura ei problemă în cazul în care eu aș cădea mort. Adică, cine o să urce videoclipul ăstuia pe YouTube? Mă rog, sper că asta să nu fie singura ei problemă. În fine, revenind. Nanoboții ăștia ar putea ști de dinainte ce aș putea păți eu, cu zile, săptămâni, poate chiar ani, și vor repara tot înainte ca lucrurile să fie irreversibile. Trebuie neapărat să fac rost de din ăștia. Acum, ideea să știți că nu e de acum, de ieri, de azi. Ea apare sub formă de concept și în Star Trek, serialul ăla care îl confundă femeile cu Star Wars. Borgii, spre exemplu, o națiune din serial, aveau asemenea mici roboți cu ajutorul cărora și asimilau victimele. Resistance is futile. O să arătăm mai bine per total. Fără să ne gândim neapărat la tuning-ul oferit de chirurgia plastică, desigur, o să joace și el un rol important datorită perfecționării continue a tehnicilor. Faptul că mâncăm bine și avem acces la servicii de sănătate din ce în ce mai performante, sigur, limitările evidente ale serviciilor sanitare, vom fi mai sănătoși și mai frumoși. Știu că sună pueril, dar tot legat de manipularea asta genetică amintită mai înainte, există progrese importante în reversibilitatea sau amânarea îmbătrânirii, prin niște tratamente țintite către structura genetică. Acest lucru va fi cam nasol, fiindcă e posibil să vezi o tipă super mișto, să vrei să te dai la ea și să afli că e pensionată din iunie. O ultimă idee pe care am găsit-o după ce mi-a venit această temă deosebită de a face un clip, este probabil cea mai ciudată și mai greu de acceptat pentru noi toți oamenii de acum. Există o posibilitate, țineți-vă bine, destul de mare ca omul viitorului să nu mai aibă un sex definit. Transgenderismul este doar o tranziție și posibilitatea schimbării sexului prin metode chirurgicale sau pur și simplu prin abandonarea socială a statutului de bărbat sau femeie se va transforma în lipsa nevoii de a mai avea un sex definit. Știu, sună ciudat, greu de înțeles și mai ales greu de acceptat. Însă, imaginați-vă următorul scenariu. În prezent suntem ființe binare, bărbat și femeie. Suntem total dependenți de actul sexual pentru a ne reproduce, dar deja există progrese în sensul fertilizării în afara actului sexual prin metode medicale științifice. Dacă o să apară o metodă științifică și tehnologică mai simplă, mai rapidă și eventual cu mult mai puține riscuri pentru mamă și făt, nu credeți că ea va fi mai degrabă acceptată și adoptată rapid? Sigur,
nu în 10 sau 20 de ani, dar așa cum operația de cezarean era extrem de rar și se solda aproape 100% cu moartea mamei, acum, nu știu, 100-200 de ani poate, iată, asta este o banalitate și o practică sigură, chiar recomandată. O dată rezolvată problema reproducerii, omul nu va mai avea nevoie efectiv de a fi bărbat sau femeie. Nu va mai fi nevoie nici măcar să rămână de sexul său biologic legat, ci își va putea alege inclusiv genul neutru. Și pentru mine este greu de digerat acest aspect, credeți-mă, așadar însă înțeleg dacă vă uitați acum oripilați la această informație și considerați că, bă, așa ceva nu se poate, bă, credeam om serios, satana. Dacă aveți și voi idei sau previziuni despre cum o să arate omul în viitor, vă rog să le scrieți în rubrica de comentarii și promit că am să aleg cele mai bune 5 asemenea de preziceri și apoi le voi comenta, le voi comenta probabilitatea, ba chiar voi căuta și argumente științifice pentru a le demonstra sau a le infirma dacă sunt sau nu credibile. În fine, hai să vedem ce iese, poate într-un clip viitor. Oameni buni, cam atât pentru clipul de astăzi, el a fost făcut posibil cu ajutorul celor care sprijină canalul pe Patreon și cărora le mulțumesc din inimă și vă invit și pe voi, cei care aveți posibilitatea să susțineți canalul și să faceți o donație pe contul de Patreon, link în descriere și aici pe ecran. Mulțumesc tuturor vouă, cei care au rămas fideli ai canalului, luna aceasta a strâns o comunitate de aproape 3.000, de fapt de peste 3.000 de abonați. Motiv pentru care vă invit să scrieți în rubrica de comentarii dacă doriți să facem o sesiune din aia de întrebări și răspunsuri sau cum zice pe vlogurile alea mai mari, mai șmechere, Q&A. Adică ce teme mai abordăm și evident cum credeți voi că o să arate omul în viitor. Dacă v-a plăcut clipul, dați-mi un like, dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike, știți bine, mă oftic, dar mă supăr. Nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați nenorocitul ăla de clopoțel pentru a nu pierde următorul videoclip și pentru a ajuta un pic algoritmul ăsta de la YouTube să știe că exist și eu. Până data viitoare, vă îmbrățișez și vă doresc tuturor să fiți sănătoși. Pa!